Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, 7:22 a început deșteptarea la Bună Europa dimineața, FM. Sper că au trecut emoțiile examenului de evaluare națională. Acum gata, se pleacă în vacanțe. Unii da, unii nu. Banchet, chestii, nu știu când se afișează rezultatele. Ieri mi-a atras atenția următorul comunicat primit de la Ministerul Educației. Zice așa: astăzi, 24 iunie, deci cum ar veni ieri. Asta e comunicat oficial. S-a desfășurat a doua probă scrisă, paranteză matematică, din cadrul evaluării naționale absolvenților de clasa 8-a. Și au fost prezenți 123.000 de candidați, nu știu cu ce. Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 3 candidați. Lucrările acestora fiind notate cu 1. Și în paranteză, 1 scris. Ca la teză. Știi, mai țineți minte? Când se punea nota și în paranteză era scrisă cu litere, ca să nu existe vreo confuzie. Da, da, da. Știi, nouă ne treceau acolo și pe lucrări, că nu se știa. Așa, da. Nu, peste tot. În plus, eu v-am mai zis aici, în carnețelul meu, nu mai știu, clasa 1 sau ceva în genul ăsta, eu am modificat, am făcut modificări. Nu mai știu că am făcut din 8 și 9, am făcut 18 și 19. Deci, la mine chiar era bine să, chiar era bine să scrie în paranteză nota. Da. Bun asta. Bine, deci asta, au eliminat 3 candidați din 123.250, mi se pare o rată de succes bună, adică... Da, din greșeală i-au eliminat, sau cum s-a dar întâmplat? Ce s-a întâmplat? Asta. Ce s-a întâmplat, că am fost curios, de la vreme li s-a tras, o să vedeți. De încălzirea... sau mezi copiuța, sau ce, că nu înțeleg. Încălzirea, cam așa ceva, încălzirea globală face victime, asta, codul roșu și alarma RO-alert. Deci... au sunat, iată explicație venită din partea unui înalt oficial de la minister, citez, toți trei au intrat cu telefonul. Unul a primit mesaj RO alert în timpul examenului. Băi, cât ghinion. Cum e, mă, ți-a scuns telefonul să nu știu ce și la un moment dat să înceapă să sune. Cu sună, tată. Absolut îngrozitor. Mie îmi place sunetul ăla. Totul e să nu te prindă telefonul lângă tine. Da, dacă exact te-a prins lângă tine, nu mai știi. Imaginați-vă momentul din examen. Liniște, foșnel, tensiune și la un moment dat și nu e de la domn profesor și un elev care se albește. Deodată e în pragul leșinului și brusc toți ulii supraveghetori și întorc privirile către nefericitul care, nu așa, este avertizat că se apropie un pericol. Ceea ce e perfect adevărat. Chiar vine pericolul. Deci cum o să-ți bine telefonul? Pericolul vine de la catedră. Da. Asta e, numai, deci pe 3 i-au prins. Acum nu știu dacă putem spune numai 3 au fost prinși sau 3 au fost prinși cu totul și ăștia sunt. Păi unul cu telefonul și ceilalți nu spune comunicat. Tot cu telefoane. Tot cu telefoane? Da, i-au prins, tot aveau telefoane. Toți 3 au intrat cu telefonul în examen, zice acest înalt oficial. Și probabil că aveau telefoane mai mari și s-au văzut. Ăsta s-a gândit că e mai șmecher, nu știu, și l-a camuflat mai bine și l-a fi pus în cizmuliță. Da, ce să... mult succes la examinare. Se dă reexaminare la asta? Viitoare. Nu știu, Adi, se dă în toamnă sau se dă la anul? La un moment dat se dă. Ce se întâmplă când te duci la examenul de evaluare națională și te dă afară cu unul? Ce pățești? Habar n-avem. Nu știu. Pățești meserie, brățară de aur. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.